Numele Domnului. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare, slăvit să fie numele Domnului. În dimineața asta, dragi frați și surori, bunătățile Domnului s-au reînnoit pentru tine. Și vreau să vă spun cu toată inima și cu toată credința că Dumnezeu e bun, slăvit să fie numele Lui, și din veșnicie El este același și este bun, are toată puterea în cer și pe pământ. Dar pe deasupra, în plus, astăzi, în dimineața asta, bunătatea Domnului s-a înnoit pentru tine. Îndurările Domnului s-au înnoit pentru tine. Îndurările Domnului s-au înnoit pentru noi și pentru asta noi trebuie să ne dăjduim în El, să credem în El și să știm, să fim convinși că în dimineața asta Domnul e bun și îndurător, slăvit să fie numele Lui. De aceea, haideți să-L chemăm într-o rugăciune comună în dimineața asta și să spunem: Doamne, pentru că bunătatea Ta nu ține cont de păcatele mele, nu ține cont de starea mea, nu ține cont de situația mea, și pentru că Tu ești bun și Ți-ai reînnoit bunătatea în dimineața asta, vreau să mă pocăiesc. Nu vezi Tu, omule, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Am vrea în dimineața asta să venim înaintea Domnului sinceri și să-i spunem: Doamne, avem nevoie de bunătatea Ta. Avem nevoie în situația prin care trec, am nevoie să știu că ești bun și că te înduri de mine, că îndurarea Ta s-a înnoit în dimineața asta, și dacă am fost obișnuit și plafonat și am stagnat, în dimineața asta vreau să beneficiez de îndurarea Ta. În dimineața asta vreau să Te rog fierbinte: îndură-Te de mine, coboară-Te să lucrezi în dreptul meu, dă o nouă direcție, o nouă călăuzire. Haideți să intrăm în rugăciune și să chemăm numele Domnului în felul acesta. Amin. Doamne, Tu ești Dumnezeu și vei domni în veci. Întreg pământul este plin de slava Ta. Ești Creator desăvârșit, dreptatea Ta vedem, cum se împlinește zi de zi ce ne-ai promis. Să fii
plin de slava ta. Mereu vechezi. Mereu vechezi să împlinești cuvântul tău cel sfânt. Prin dragoste ne conduci pe-al vieții tău. Vreau așa cum stăm pe picioare să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Cântarea următoare spune așa de frumos, este o cântare veche și spune: Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme grea, deși e valul furios, îmi e scutită inima, dar eu mă încred în Domnul. Cetatea mea, cetatea mea, cetatea mea, o Iisuse, eu ție mă încredințez. Cetate tare în vreme rea. Haideți să cântăm din toată inima și să lăudăm pe El. Amin. Cetate tare
fapt în cer fericirea. Vi să fie numele Domnului. Ne încredem în El, de aceea o să vă rog să vă reocupați locurile. Și o să ascultăm un îndemn pentru următoarea rugăciune pe care o vom face înaintea lui Dumnezeu. Ne încredem în Dumnezeu, de aceea ne rugăm unui Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Slăvit să-i fie numele. Un profesor odată la școală a vrut să le dea o lecție practică elevilor și le-a spus: uite, în mijlocul clasei au pus mai multe cadouri. Pentru fiecare elev era câte un cadou, erau puse într-o grămadă mare, pe fiecare cutie scria numele fiecărui elev din clasă. Și l-a spus: acum o să mergeți și să vă luați cadou de acolo. Sigur, s-au îmbulzit repede, au alergat, fiecare să reușească să-și lea primul cadou. Și au încercat să-l caute, l-au atras la o parte, vedeți, a fost o luptă. Și foarte greu a reușit să-și găsească cadoul cu numele lor. Și atunci profesorul, după un timp când au muncit să facă treaba asta, a zis: nu e așa, haideți înapoiem, le lăsăm toate acolo și începem de la început. Dar de data aceasta o să faceți următorul lucru. Mergeți și luați fiecare un cadou. Care e primul? Pe ăla luați. Vă uitați care nume este scris pe el și mergeți la persoana a cărui cadou este și îl mânați. Și în niciun minut toți erau cu cadourile, fiecare cu cadoul lui în mână. Asta era o lecție practică pentru ei, eu acum aș vrea să învățăm o lecție practică pentru noi. Trăim într-o lume în care toți oamenii vor să fie fericiți și aleargă oamenii după fericire, se îmbulzesc, calcă în picioare și pe alții dacă ar putea, nu le pasă de ceilalți, dau la o parte așa cum făceau copiii cu cadourile. Și, de fapt, fericirea pe care o găsim noi este căutând fericirea altora. În Psalmul 32 zice: ferice de omul care Dumnezeu nu-i ține în seamă păcatul, care este iertată nelegiuirea. De fapt, dragul meu, dacă te simți nefericit, nu-i de vină altcineva. Tu cauți după fericire, umbli și zici că alții-ți de vină și de-aia calci în picioare și dai din coate că din cauza lui ăla ești nefericit, din cauza celuilalt. Nu! Nefericirea este din cauza mea. Pentru că am un păcat care poate nu-i rezolvat. Și am nevoie ca Dumnezeu să mă ierte. Că în momentul în care sunt iertat de păcate și știu că merg în cer, voi fi fericit. De ce noi facem rugăciuni în care cerem Dumnezeului nostru iertare și miercuri ne-am rugat? Și Domnul să ne dea această fericire să primim iertare. Însă știți ce frumos e? Dumnezeu după ne oferă iertarea. Când venim înaintea Lui și zicem: Doamne, îmi pare rău, regret, iartă-mă. Și El ne dă cu drag. Însă după aia are o pretenție și pentru aceasta vă reamintesc pilda robului nemilostiv. O venit la... Și asta zicea o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, pe care o zicea El însuși: de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat. Așa e în împărăția cerurilor. Știu că pe împărăția pământului e altfel, dar în împărăția cerului este așa. Și o dat exemplu. Un împărat l-a chemat pe unul din slujitori să dea socoteală, să-și plătească datoria mare pe care o avea. Mare datorie. Și el a spus: mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Pentru că dacă nu plătești, zice, o să te vând pe tine, familia ta și ajungi rău.
Dar au zis, mai îngăduiește-mi puțin. Și Domnul, în bunătatea lui, din pilda respectivă, a zis, bine, te iert. Și pleca fericit. Cum a fost iertat, nu? Să ai o datorie mare și cineva să zică, gata, ai scăpat de ea. Ți-a zis, cea mai mare povară care o ai. Însă, acest om, plin de bucurie, a mers și l-a întâlnit pe un tovarăș de-a său care avea o datorie micuță. Și acum, el care era fericit, urma să facă și pe altul fericit. Să-i mâneze cadou, să-i pună în mână, să zică, auzi, știi ce, te iert și eu pe tine. Nu, el se duce și l-a luat de gât. Dacă nu-mi plătești acum, dar mai îngăduiește-mi, aceeași rugăciune îi face și lui, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Și a zis, nu. Acum trebuie, neapărat, dar nu am de unde acum. Ba da, acum trebuie să faci orice, te împrumuți, nu mă interesează, faci orice, dar îmi dai acum. Și l-a băgat la închisoare. Și ceilalți martori, slujitori de-a lui, au aflat, sigur, că el a mers și l-a spus, așa că am dreptate, nu? Am dreptate, mă, trebuie să-mi dea datoria, nu m-a dat-o. Și nu i-a dat dreptate, s-a dus la împărat și a zis, vezi ce-a făcut, uite, tu l-ai iertat. Dar uite ce-a făcut el. Și împăratul l-a chemat înapoi și a spus, stăpânul s-a mâniat pe el, da? Și zice, oare nu se cădea, versetul 33 din Matei 18, nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Așa trebuie să faci și tu. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna cânuitorilor până va plăti tot ce datora. Păi, dar nu l-a iertat. L-a iertat, dar i-a întors înapoi datoria, pentru că el la rândul lui nu a iertat. Asta ne cere Dumnezeu și nouă. Să iertăm. Bucură-te că Dumnezeu ți-a iertat păcatul. Te-ai rugat și ți-a iertat. Acum, caută pe cineva. Caută pe cineva pe care trebuie să-l ierți. Și dă și bucuria asta-l ierți. Că știți, uneori noi pretindem să ne ierte frații pentru păcatele care le-am făcut față de Dumnezeu, nu? Eu nu trebuie să iert pe unul că au păcătuit față de Dumnezeu. Că e simplu să zic, nu, te-am iertat. Pe ăla care au păcătuit față de mine, pe ăla trebuie să-l iert. Doamne, ajută-ne să fim gata să iertăm. Să oferim iertarea, ca să fim cu adevărat fericiți. Că altfel, fericitul ăsta a devenit nefericit. Pentru că nu a fost gata să ierte. Poate e o persoană care a murit. Și ai zis, nici în cimitir, nu, lângă ea nu mai vreau să fiu. Și pe ăla trebuie să-l ierți. Că în împărăția cerului nu este așa. Acolo numai oamenii care au fost iertați și au dat iertare. I-au făcut și pe alții fericiți. Vor ajunge. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. De ce în rugăciunea aceasta o să ne rugăm? Doamne, ne-am cerut iertare de atâtea ori, dar n-am oferit. Acum gândiți-vă în mintea dumneavoastră și în rugăciunea asta o persoană, sau poate mai multe, pe care vreți să iertați, să-i dați acest cadou al iertării, să-l faceți fericit pe omul ăla și să-i oferiți iertarea și să vedeți ce fericiți o să fiți și voi. O să fiți cu cadou în mână. Domnul să ne binecuvinteze. Și totodată, în rugăciunea aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru cei care nu sunt așa de bucuroși ca și noi astăzi, fiind în casa Domnului. Știți că e o bucurie să vii aici, dar nu toți pot să vină. De aia ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru fratele Vali Domșa, pentru fratele Claudiu Puiu, care este cu noi astăzi aici, dar ne rugăm ca Domnul să-și desăvârșească lucrarea în dreptul lui. Chiar ne bucurăm și Domnul să lucreze mai departe. Apoi pentru fratele Fericel Ioan, care e mai în vârstă, printre cei mai în vârstă din biserica noastră. Și acum e mai bolnav, nu mai poate să vină la casa lui Dumnezeu. Domnul să îndure de el. Ne rugăm pentru familia Jenkov, pentru copii, pentru sora Banu Maria, care și ea nu poate veni datorită sănătății la casa lui Dumnezeu. Apoi să nu uităm să ne rugăm pentru candidații pentru botez. Urmează botezul, Domnul să se îndure de ei. Să-i binecuvânteze pe cei care se vor boteza acum, pe cei care s-au botezat, ca Domnul să-i țină în harul lui și să-i mântuiască, să ierte pe cei care poate au alunecat și să-i ajute să se reabiliteze. Să ne rugăm și pentru cei care urmează să se boteze. Deja avem pe listă alții care urmează să se boteze la celălalt botez. Și pentru evangelizarea din parc. Ne ridicăm în picioare și pentru toate amintute ne rugăm. Aș vrea să-L binecuvântăm pe Domnul că în dimineața asta e prezent în biserică și ne binecuvântează. Eram la rugăciune azi dimineață și mi-a venit acest gând în minte că mulți dintre noi ne-am obișnuit cu răul, ne-am obișnuit cu boala, ne-am obișnuit cu problemele. Și de multe ori parcă uităm că Domnul e bun sau știm că Domnul e bun la nivel teoretic, dar practic cumva ne-am plafonat, practic cumva stăm pe loc și
Ne rugăm așa, dar cu necredință, așa cum spunea, ajută, Doamne, necredinței mele. Cred, dar ajută necredinței mele. Aș vrea în dimineața asta, cu ajutorul Domnului, să ne aducem aminte că bunătatea Lui s-a înnoit pentru noi. Că deși e foarte bun Domnul și a făcut atâtea lucruri bune, în dimineața asta au făcut ceva deosebit și special, că și-a reînnoit bunătatea, a reînnoit îndurarea Lui pentru mine în dimineața asta. Credeți lucrul ăsta? Pentru mine, nu pentru voi. Acum vă întreb dacă credeți. Credeți că pentru mine Domnul și-a reînnoit bunătatea și îndurările în dimineața asta? Chiar dacă Domnul a fost bun până acum pentru mine și cu mine, în dimineața asta are ceva special pentru mine. Și vreau să vă fac geloși în direcția asta. Credeți oare că numai pentru mine și-a înnoit bunătățile? Credeți oare că numai la problemele mele se gândește Domnul dimineața asta sau și la ale tale? Crezi că Domnul se gândește să se îndure de tine? Vreau să vă întreb, oare dacă astăzi e ziua aia când Dumnezeu să intervine și să-ți vindece copilul? Astăzi să fie ziua aia când Dumnezeu intervine și îți rezolvă problema și îți dă sănătate și eliberează pe cei care sunt robiți? Credeți că se poate întâmpla ca astăzi? De ce? Pentru că astăzi Dumnezeu și-a înnoit bunătatea pentru mine. Astăzi Dumnezeu s-a făcut din nou dragoste și bunătate și spune: Florin, te primesc, soră, frate, te primesc și mă îndur de tine, slăvit să fie numele Domnului. Credem din toată inima că Domnul vrea să lucreze în dimineața asta și nu vrem să fie un program obișnuit și normal. Ați vrea oare să nu fie un program la biserică astăzi? În special noi, conducerea, am avea oare curajul ăsta să-i spunem Domnului: Doamne, fă ce vrei Tu la programul ăsta, vorbește cum vrei Tu, schimbă oamenii cum vrei Tu, cercetează, eliberează, vindecă, schimbă lucrurile care noi le-am programat și le-am organizat și fă-le așa cum vrei Tu. Haideți în mintea noastră să-i spunem Domnului că am vrea ca El să fie Domn și Stăpân peste timpul care ne stă în față. Vă apreciem pe toți acei care ați ales în dimineața asta să veniți și să vă închinați Domnului. Să veniți și să stați de vorbă cu Domnul și vă rog din toată inima, nu pierdeți timpul, nu vă uitați așa de mult la oameni, nu așteptați de la oameni să facă vreo minune, să se întâmple ceva când cântă fratele Sam pentru că el produce acest lucru, ci roagă-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te cerceteze, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te învioreze, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să lase daruri speciale și specifice pentru tine și Dumnezeu să intervină. Haideți să mai ascultăm câteva cântări și apoi cu ajutorul Domnului o să ascultăm cuvântul care va fi pregătit pentru noi în dimineața asta prin fratele păstor Onisim. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea la o parte oboseala din viața lui și să lase prospețime în dimineața asta. Puterea care vine de sus să-L însoțească în dimineața asta, bunătățile Domnului care s-au reînnoit în dimineața asta, să fie și pentru Onisim, să-i dea Domnul putere să ne ducă cuvântul și apoi pentru noi să putem să primim ceea ce Dumnezeu va revărsa. Mai cântăm spre slava Domnului, apoi la ultimile cântări, ultima cântare, o să facem și colecta pentru dimineața asta și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Onisim. Amin. Când durerile vor mai fi și vom fi pe deplin.
Haideți acum să ne ridicăm și să cântăm din toată inima următoarea cântare care spune așa de frumos: de nu ar fi marele har ca să mă țin în umblare, aș fi un mal mutat de val, aș fi o stea rătăcitoare, dar harul minunat mă ține să nu cad. Glorie Domnului! Haideți să lăudăm din toată inima! Aș fi o stea rătăcitoare.
Dacă n-ar fi harul tău, Tată, am fi uscați ca niște oase. Am fi niște moraliști obosiți, tânguindu-ne de dimineața până seara și încercând să improvizăm o conduită morală și etică. Dar îți mulțumim că noi suntem creștini, noi suntem copii de Dumnezeu, iar noi trăim prin harul lui Dumnezeu, prin harul lui Iisus Hristos. Dacă în dimineața asta suntem aici și ne-ai ținut departe de compromisuri și ne-ai ținut departe de păcat și departe de derapaje, înseamnă că harul tău a fost mare. Nu încercăm să ieșim noi în față, nu încercăm să ieșim noi în evidență, nu încercăm să impresionăm pe nimeni, pentru că ne-ar descoperi marele har. De aceea îți mulțumim că harul tău ne-a ținut în viață, îți mulțumim că harul tău ne dă suflare, îți mulțumim că harul tău ne ajută să ne păstrăm cugetul curat. Harul tău ne-a chemat la mântuire, harul tău ne ține în mântuire și prin harul tău vom ajunge în cer. Doamne, dorim o abundență de har peste toată adunarea Betleem în dimineața aceasta. Duhul Sfânt să strălucească și vocea Duhului Sfânt să răsară și să vorbească fiecăruia în parte. Lasă descoperire profetică, lasă dar de deosebire a duhurilor, lasă dar de cunoștință, Doamne, dar de prorocie prin cuvânt. O, Doamne, punem lucrarea pe mâinile Tale, Duhul Sfânt să coordoneze lucrarea. Pentru toate, Doamne, îți mulțumim. Vei ridica suferințe emoționale, spirituale, trupești, vei aduce viață acolo unde este pustie. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Pentru acei care aveți Sfânta Evanghelie la dumneavoastră și m-aș bucura să o aveți cât mai mulți, să nu spun că toți, vă invit să o deschideți la pagina 935. Matei, capitolul 11, vom citi de la versetul 7 până la versetul 19. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu, o trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Căci El este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.
căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un mâncăcios și un băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Vă invit înainte de a vă ocupa locurile să vă binecuvântați unii pe alții. Rostiți o binecuvântare și apoi vă așezați. Prefer aceste 10-15 secunde de îmbrățișare călduroasă, pentru că tare drag mi se predic când văd multe zâmbete. Nu știu exact ce le transmiteți celor de lângă dumneavoastră, dar dintr-o dată li se înseninează fața. Iar lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Frați și surori, doamne și domni, care ați ales să fiți împreună cu noi în dimineața aceasta, vă mulțumim și să mulțumiți și sufletul dumneavoastră vă mulțumește. Pentru că în cele din urmă să știți că nu ne faceți nouă niciun favor, cel mai mare favor îl faceți sufletului dumneavoastră care tânjește după Dumnezeu, are nevoie de Dumnezeu. Dăm startul astăzi unei serii de mesaje sub genericul Ancorat în Hristos. Vremurile din jurul nostru sunt foarte tulburi. Contextul geopolitic în care ne aflăm, pentru cei care sunteți la curent cu asta, nu este tocmai favorabil. Zona aceasta a noastră, Caucazul fierbe, Balcanii fierb, și la granița noastră se întețesc conflictele foarte tare. Nu o spun ca o formă de sperietură, ci doar de conștientizare a vremii în care noi trăim, dar se pare că România deranjează destul de mult în contextul în care noi ne aflăm. De aceea este foarte important în perioada aceasta, în care suntem bombardați de dimineața până seara cu informații negative, să fim ancorați în ceva, să ne bazăm pe ceva. Din punct de vedere social, se spune că e foarte recomandat să ai pus deoparte cel puțin 4-5 salarii. Vine o pană de curent, vine o criză, vine o stare de război, o stare de alertă, să nu fii pe un împrumut, ci să poți trăi din resursele proprii. Dacă din punct de vedere financiar este bine să ai un depozit, să ai o siguranță, să nu depinzi de alții, imaginați-vă cât de important este din punct de vedere spiritual să fim ancorați în cine trebuie, să fim înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu și în Hristos. De aceea, credeți-mă că m-am rugat toată vara înaintea lui Dumnezeu, am cerut de la Dumnezeu o călăuzire, o lumină în direcția aceasta și următoarea perioadă de timp, seria aceasta de mesaje se va numi Ancorat în Hristos. Aș vrea să ne oprim în dreptul Cuvântului lui Dumnezeu. Îi salutăm și pe cei care ne ascultă online, pe canalele noastre de YouTube, pe Facebook, pe Instagram, ne urmăresc. Au crescut destul de mult abonații, foarte puțin ajung la 10.000 de abonați. Înseamnă că sunt oameni care apreciază slujirea noastră și pentru că o apreciază, o dau mai departe, să fie și alții zidiți și încurajați. Iar lucrul acesta pe noi ne bucură și suntem nevoiți să vă mulțumim tuturor pentru slujirea pe care o faceți. Am numit mesajul de astăzi Ioan Botezătorul, glasul din pustie. Glasul lui Dumnezeu din pustie sau microfonul Domnului, vocea lui Dumnezeu din pustie în generația lui, în contextul lui.
Trebuie să vă recunosc faptul că după Domnul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul este personajul meu preferat din Noul Testament. Când mi-e mai greu, adică aproape săptămânal, mă hrănesc cu Ioan Botezătorul și cu Ieremia. Așa mă consolează că nu doar eu am trecut sau trec prin necazuri și alții au trecut înainte de mine. De altfel, este cel mai mare om născut din femeie și vreau în felul acesta, în cursul mesajului de astăzi, să vedem care sunt criteriile divine când evaluează măreția unui om și care sunt criteriile umane. Rețineți, asta nu o spun eu, ci o spune Domnul Iisus Hristos. Iar ceea ce zice Domnul Iisus Hristos este Biblie pentru noi. E foarte important, e adevărat, adevărat ceea ce zice Domnul Iisus Hristos pentru noi. Ceea ce zicem noi e cel puțin discutabil. Inclusiv ceea ce vă zic eu în predică, vă rog, îmi doresc Biserica Betleem să fie o biserică asemănătoare celei din Berea. Vă duceți acasă, analizați, citiți, vă documentați. Dacă ceva e nesincronizat în ceea ce eu spun și ceea ce dumneavoastră citiți, vă rog cu eleganță să-mi transmiteți lucrul acesta, să mă corectez și eu. Omul acesta s-a născut cu un mandat foarte clar, dar știți care este deosebirea între el și alții? S-ar putea între el și noi, între el și Samson, că și-a înțeles foarte bine mandatul. Nu orice pocăit își înțelege mandatul. De aceea facem multe gafe. Intrăm pe terenul altora, arăm în curtea pe ogorul altora și ne rămâne ogorul nostru pârloagă. De aceea este important. Dumnezeu a făcut profeții despre tine. Adu-ți aminte ca doamnă, ca domnișoară, când erai mică, ca băiat, ca bărbat, toate lucrările care au fost despre tine, toate descoperirile lui Dumnezeu care au fost despre tine. Dumnezeu a promis câteva lucruri, dar vreau să știți, planul lui Dumnezeu este perfect, planul lui Dumnezeu este complet. Noi nu putem să ajutăm pe Dumnezeu, e suficient cum gândește Dumnezeu. Știți ce putem face în schimb? Putem strica planul lui Dumnezeu. Putem zădărnici planul lui Dumnezeu prin faptul că nu înțelegem chemarea, nu înțelegem mandatul. Nașterea lui este una miraculoasă. Pe lângă faptul că părinții lui erau bătrâni și înaintați în vârstă, ea era înregistrată, Elisabeta, ca o femeie stearpă sau infertilă care nu putea avea copii. Era rudă cu Domnul Iisus Hristos, un fel de verișor primar, are și un nume special. Vine Zaharia și spune se va chema Ioan, dar e ceva nepotrivit aici, e ceva în nonsens. Trebuie să se poarte numele, să poarte numele tatălui lui. Dragilor, încearcă să le spună Ioan în scris și apoi îi se deschide gura. Înțelegeți că acest copil are un mandat special. O să înțelegem, dragi părinți, ceea ce ne spunea fratele Avasiloai aici, o să încercăm să înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la copiii noștri. Foarte mulți copii condamnați la nefericire. Copiii manevrați și prin care părinții încearcă să-și vindece complexele intelectuale și să bagă în datorii și îi bagă în facultăți unde ei nu au capacitate să facă acele facultăți și în felul acesta zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la copiii noștri. Oare am înțeles noi exact planul lui Dumnezeu? Ești pe rol și îți împlinești rolul bine, îți împlinești mandatul, chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Am un mesaj pentru fiecare în parte cu caracter de avertisment din partea lui Dumnezeu. Vine judecata de răsplătire a lui Dumnezeu. Și în curând ne înfățișăm înaintea lui cu ce am lucrat. Dragi bărbați, prinși cu fluxul vieții, dragi doamne, prinse cu foarte multe lucruri. Asta rămâne, nu vestejește, continuați dumneavoastră, doar ce lui Iisus ai făcut va sta. Asta nu vestejește niciodată. Cea mai mare parte a energiei noastre, cea mai mare capacitate a noastră intelectuală, fizică, a timpului nostru, investim în lucruri care se vestejesc
care ruginesc, care putrezesc, foarte puțin investim în adevărata noastră chemare, adevăratul nostru mandat. Primul principiu pe care vreau să-l subliniez și prima idee este aceasta: Ioan Botezătorul, modelul perfect pentru toți orfanii pământului. Pregăteam mesajul acesta și vă spun drept că am avut mustrări de conștiință. De 4.000 de ani în urmă, psalmistul spune lucrul acesta. De 2.000 de ani, Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta și tot în urmă, suntem tot restanți la El. Și anume, neglijăm cu bună știință orfanii și văduvele. S-ar putea în biserica noastră să fie orfani, de un părinte sau de amândoi. S-ar putea între cei care ne ascultă să fie orfani, de un părinte sau de ambii. Foarte puțin în îndemnurile noastre ne rugăm pentru orfanii bisericii. Ne rugăm pentru orfanii țării, ne implicăm să ajutăm orfanii și văduvele. Cele mai vulnerabile categorii sociale, orfanii care nu au părinți și nu are cine lupta pentru ei, și văduvele care nu au bărbați și nu are cine lupta pentru ele. De aceea, Dumnezeu din cer se obligă în Psalmul 68:5. Eu sunt, fiți atenți, tatăl orfanilor. Dacă sunteți aici orfani și sunteți tineri și va muri tata spiritual sau fizic, că poate că sunteți părăsiți de părinți, a plecat de tată sau de mamă, e tot orfan, abandonat de părinte, află. Astăzi Dumnezeu îți aduce aminte că e tatăl tău. Binecuvântat să fie tatăl orfanilor și binecuvântat să fie apărătorul văduvelor. Dragi surori văduve ale bisericii noastre, mi-am propus, împreună cu echipa de la departamentul văduve, mi-am propus ca în următoarele două săptămâni să ieșim din nou la o pizza. Dar dumneavoastră slujitori în toate bisericile, oare unde sunt văduvele? Le cunoaștem pe toate? Oare știți cum este Dumnezeu apărătorul văduvelor? Prin noi, prin atenția noastră și prin iubirea noastră. Știți cum este Dumnezeu tatăl orfanilor? Prin cumpărăturile noastre, prin portofelul nostru, Dumnezeu se îngrijește de orfani. Când ai hrănit ultima dată un orfan? Când ai stat ultima dată de vorbă cu o soră văduvă? Prietenele mele de la Betleem, surorile văduve, când ați stat ultima dată de vorbă cu ele? Copilul acesta se naște, părinții erau foarte în vârstă, imediat au murit și s-a trezit, toate privirile neamurilor erau pe ei. Ce să va alege de copilul ăla? Probabil va ajunge un golan. Probabil va fi pușcăreaș. Va pune traficanții mâna pe el? Praful și pulberea să alege de el. Dar vreau să știți că acest copil a avut niște părinți extraordinari. Zaharia era preot în casa, în templul Domnului, iar mama lui Elisabeta era una dintre fetele lui Aron, descendentă din neamul preoțesc. Auziți ce spune Biblia despre ei? Amândoi erau niște oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce voi citi în continuare, pe mine mă responsabilizează și mai tare. Păzeau fără pată toate poruncile. Dragi mămici și dragi tătici, câți dintre dumneavoastră păriți, păziți fără pată toate poruncile? Și auziți, și toate rânduielile Domnului. Vreți să dați naștere copiilor în genul lui Ioan Botezătorul? Trebuie să fim oameni în genul părinților lui Ioan Botezătorul. Și ascultați-mă mai devreme sau mai târziu. Dragi părinți neprihăniți, care asistați la rebeliunea copiilor dumneavoastră, nu vin la adunare, nu-L caută pe Domnul, sunt departe de casa lui Dumnezeu, aflați, datorită neprihănirii dumneavoastră și mijlocirii pe care o aveți, vine vremea trezirii spirituale, dar în cele mai multe cazuri în care copiii sunt rebeli, părinții recunosc, da frate, n-am fost ce trebuie, m-am jucat cu pocăința, am jonglat-o cu pocăința și n-am fost serios de la început și sunt convins, cei mai mulți dintre ei, dacă nu toți, recunosc lucrul acesta.
Probabil că avem foarte mari așteptări de la copiii noștri. Oare ce ar fi odată să ne punem la masa judecății și să stăm noi pe scaunul acuzatului și să stea părintele și să stea copilul pe scaunul acuzatorului și să spună: dragă părinte, am mai trecut o seară și nu ne-ai citit, tate, nimic din Biblie? Ai adormit uitându-te la meci? Dragă mamă, nu te-am văzut rugându-te în ultima perioadă? Nu ne-ai mai chemat la post? Doar pentru faptul că ei sunt copii și noi suntem ăia mari care decidem și care ne impunem uneori în forță, doar pentru asta suntem mai puternici? O, nu! O, nu! Așa părinți, așa copil, așa copil, așa părinți. De aceea aș vrea să înțelegeți, dragilor, că noi avem responsabilitatea aceasta, avem pretenții de la ei să fie ca Ioan, haideți să fim și noi ca Zaharia și Elisabeta. Amin? Doamne, îmi doresc la Betleem părinți neprihăniți, amin? Îmi doresc mame neprihănite, tați neprihăniți, care să țină rânduielile bisericii, rânduielile Domnului, prin harul lui Dumnezeu. Avem foarte mulți copii și tineri astăzi în genul lui Roboam, pentru că e plină societatea de părinți ca Ahab și Izabela, care îl dezonorează pe Dumnezeu, care se închină la demonii generației lor și la așa părinți, așa copii. De aceea îl rog pe Dumnezeu să unească inima copiilor și a părinților, să ne aducă în unitate și familiile noastre să fie familii de oameni neprihăniți. Și dumneavoastră vă doriți, Domnul să vă binecuvinteze. Rămâne singur și zice: da, într-adevăr, n-am frați, nu am navea, că era singur la părinți. Și în cele din urmă se întâlnește cu un bătrân într-o zi: ce faci, moșule? Zice: mă duc la rugăciune. Unde? În pustie. Se atașează unei grupări de esenieni. Esenieni erau niște oameni care studiau Tora în pustie. S-au retras să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Erau profeți, erau oameni neprihăniți. Și au zis: să duce, îl prezint acolo undeva unde stătea. Mă, zice, am găsit pruncul ăsta, e orfan. Și îi drag și lui. Și l-au luat cu ei. Nu știu cum s-au ocupat de el, adică știu, îmi dau seama. Dar în 30 de ani de zile a făcut din el un om al lui Dumnezeu, o voce a lui Dumnezeu. Apropo, dragi tineri, da? Nu într-un an de zile se crește. Un predicator se formează în 20 de ani, e activ 20 de ani și apoi din umbră următorii câți ani îi mai dă Dumnezeu. În 20 de ani se formează un predicator. Și stă 30 de ani în pustie, dar iese de acolo și proroc și sfânt. Îmi spune la un moment dat un tânăr: frate, undeva în străinătate, dăm cele mai bune cărți, vreau să pregătesc cele mai bune predici, vreau să fiu un predicator ca Billy Graham, ca Bunche, ca Gabi Zăgrean. Și am zis: da, îți recomand 10 ani de pustie, muncă silnică în pustie și vei ieși de acolo un predicator puternic. Ați înțeles ideea? Poate să fie deformată în mintea noastră ideea de slujire. Frați și surori, și omul acesta a ieșit de acolo, iată că și orfanii pot să ajungă departe, că l-au ca tată pe Dumnezeu. Dumnezeu e tatăl orfanilor. Dar dacă ajung pe mâini bune, pot să ajungă să facă lucruri minunate. Dar știți ce mi-e drag? Că părinții lui Ioan Botezătorul nu ține cont de neamurile. Neamurile au venit și au spus: ce nume e ăsta, că nimeni din neamul tău nu poartă numele acesta. Dragi părinți, mame și tați, când părinții nu țin cont de gura lumii și de gura neamurilor, Dumnezeu ține cont de acei părinți, de rugăciunile acelor părinți. Dom'le, dar ce facultate asta că nu câștigă bani, dar îl câștigă pe Dumnezeu și suflete pentru împărăția lui Dumnezeu? Nu vă doriți, copiii dumneavoastră, să facă bani, să vă scoată pe dumneavoastră din faliment financiar. Nu asta e chemarea. Chemarea copilului este chemarea rânduită de Dumnezeu pentru el. Dar o să amintim lucrul acesta. Primul aspect, Ioan, modelul pentru toți orfanii.
S-ar putea ca părinții tăi să nu fie întorși la Domnul, să fii singur din familie. S-ar putea să nu ai pe nimeni din familie de partea ta. Ești singur, singur, trist și părăsit, toți împotriva ta. Dacă Ioan Botezătorul a avut șanse și tu ai șanse, ține aproape de biserică, ține aproape de cuvântul lui Dumnezeu, ține aproape de rugăciune și Dumnezeu te va binecuvânta nespus de mult. Amin? Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez. Acceptarea identității de către Ioan Botezătorul, a identității spirituale. Și aici aș vrea să ne oprim puțin. O întrebare și vă rog să dați un răspuns. Noi suntem trupuri care avem în noi un suflet, că am auzit asta în zeci de predici, sute. Dragilor, aduceți-vă aminte că aveți și un suflet în voi. Sau suntem suflete care avem un trup? Am mai pus întrebarea asta odată, dar nu erați toți. După ce înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, punem partea veșnică prima dată, da? Punem partea veșnică, eu sunt Onisim Botezatul, am un costum, îl port până se uzează, l-am dat deoparte, iau alt costum, rămân eu. Deci persoana importantă și Domnul Iisus spune, trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Îmbrăcămintea o iei, o arunci, se tocește, dar trupul rămâne și îmbătrânești cu el. Sufletul este veșnic. Și are pentru un timp de 70-80 de ani un trup împrumutat. Cum se face că cea mai mare investiție a noastră este în trupul ăsta? Uitați-vă cât de mult ne cheltuim și cât de mult consumăm pentru el. Dragilor, foarte mulți dintre noi am deviat de la scop. Am deviat de la țintă. Și știți de ce am deviat? Pentru că am schimbat prioritățile. Și știți ce spune Iacov, capitolul 4 cu 4? E groaznic ce spune acolo. Suflete prea curvare. Ah, deci eu am crezut că prin trup prea curvește un om. Nu! Sufletul se pervertește. Mintea se pervertește. A căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Și zice Pavel lui Timotei, caută să păstrezi credința și un cuget curat, pe care mulți l-au pierdut și s-au rătăcit de la credință. Și spune, suflete prea curvare, nu știți că prietenia cu lumea reprezintă vrășmășie cu Dumnezeu? Iată unde se păcătuiește, de aceea, dragi suflete, lucram cu fratele Tibe și cu fratele și cu un alt frate și îi spunea, suflete, ajută-mă de aici, suflete, mi s-a părut interesant la început, are dreptate. Suflete, noi suntem suflete, dragi suflete eterne. V-ați gândit, dragi mămici, vorbeam cu Simona, urmează să nască, din momentul în care ai născut un copil, acel copil este veșnic, nu mai moare niciodată, niciodată nu mai moare. Ai dat naștere unui copil cu suflet în el veșnic. De aceea Ioan Botezătorul înțelege identitatea spirituală. Știți că la toate mișcările acestea de stradă, anticreștine, împotriva oricăror lucruri normale, există sloganul acesta, My body, my choice. Corpul meu, decizia mea. Când vine vorba de alcool, de avort, de droguri, de tutun, de cazinouri, e decizia mea pentru trup. Dar continuă întrebarea, your soul, who is choice? Pentru sufletul tău, cine decide? Lasă că fac pomeni neamurile după aceea. Lasă că eu mor și vin copiii, vin părinții și fac parastase. Dragi suflete, rezolvați-vă problemele. S-ar putea să fiți prezenți în dimineața aceasta aici și s-ar putea să fiți neglijenți cu propriul suflet. Înțelegeți astăzi un lucru. Înțelege chemarea spirituală a sufletului tău. Chemarea ta... Înțelege identitatea ta spirituală eternă. Care-i voia lui Dumnezeu cu privire la copilul meu? Stau cu ei, mă rog pentru ei, întreb, ia Reduțu, ce ți-ar plăcea? Bia, ție, ce ți-ar plăcea? Hai să vedem cum și încerc să văd care-i linia, care-i direcția, ca să înțelegem chemarea lor spirituală, identitatea sufletului lor, identitatea lor spirituală, voia lui Dumnezeu. My body, da, trupul meu, decizia mea, dar în primul rând sufletul meu, decizia mea. Și știți ce înseamnă asta? Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Știți ce înseamnă să-mi descoper chemarea? Să înțeleg voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea.
Dumneavoastră cunoașteți voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Tu o cunoști? Cu cât un om înțelege mai repede și mai bine chemarea aceasta a identității spirituale, cu atâta devine o unealtă mai bună în mâna lui Dumnezeu și aduce randament pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți că sunt chiar între noi, chiar între dumneavoastră, oameni cu multe zeci de ani, care încă nu știu ce au de făcut în biserică. Apropo, imaginează-ți că la noapte este răpirea și te înfățișezi în fața judecății de răsplătire a lui Dumnezeu. Este judecata de răsplătire, apoi judecata de condamnare. Da, sunt două judecăți. Dar până la cele două judecăți este a treia judecată, justiția personală, conștiința mea. Haideți să ne punem la masa tribunalului justiției personale și imaginați-vă că suntem în fața judecății de răsplătire. Și zice Hristos, vino rob bun și credincios să-ți dau răsplata. Pentru ce? Dă un răspuns. Ce ai făcut săptămâna aceasta? Mă refer la răsplătire. Lăsăm mântuirea, este prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin har. Pentru răsplătire. Ce ai făcut săptămâna asta în mod activ, în mod profesional, adică să mă implic la maxim, să fac cât mai bine, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba cu destoinicie? Ce am făcut săptămâna aceasta, dar luna aceasta, dar anul acesta? Vai, ce avantaj aveți că nu ați murit azi noapte. Ce avantaj am că n-am murit azi noapte, că mai pot recupera ceva. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, implicați-vă pentru împărăția lui Dumnezeu. Vine Domnul cu răsplata. Pentru ce ne-ar da răsplata? Haideți să ne trezim, haideți să ne implicăm în slujire, întrebați-ne dacă nu vă descurcați, veniți la consiliere să descoperim chemarea dumneavoastră și implicați-vă activ în slujire, altfel ruginim. A venit doctorul la Whitefield și a zis, domnul Whitefield, predicați foarte mult, slujiți foarte mult, călătoriți, ficatul e mărit în dumneavoastră, sunteți obosit, muriți. Zice, vreau să vă spun că muriți. Dacă vă lăsați de predicare, posibil să mai trăiți vreo 2-3 ani de zile, dar așa, în ritmul ăsta, nu duceți mai mult de 6 luni de zile. Și a zis Whitefield, domn doctor, mai bine să mor uzat decât ruginit. O grămadă de pocăiți care mor ruginiți. Stai la capătul lor, la sicriul lor și nu știi ce să zici. Nu știi ce să zici. Frate păstor, eu am obiceiul să întreb. Spune-mi, pot să zic ceva? Frate, zice, predică-L pe Iisus Hristos, zi despre împărăție, că despre El n-ai ce să zici. Ce rușine să trăiești 40 de ani în adunare și să nu poată pastorul să spună două vorbe despre tine, despre implicarea ta în slujire, așa cum a fost despre sora Viorica, care până în ultima clipă a slujit lui Dumnezeu, cu atâta inimă, cu atâta devotament, în curând noi vom pleca. Noi cântăm, zicem, o, ce fericită zi, să sperăm că așa este și că nu e dramatică. Și că nu e groaznică ziua aceea, să fie fericită. Și au zis, sunt orfan, sunt sărac, n-am părinți, n-am prieteni. Dar, zice Ioan, pot să fiu, înțeleg că aș putea să fiu glasul lui Dumnezeu în pustie. Dragă domnișoară, tu trebuie să înțelegi că ești glasul lui Dumnezeu în clasă la tine, începe școala imediat. Dragă băiat, tu ești glasul lui Dumnezeu la locul de muncă, ești vocea lui Dumnezeu acolo, ești vocea lui Dumnezeu în familia ta, în casa ta, în biserica ta. Dumnezeu vorbește prin tine, Dumnezeu comunică mesaje prin tine. Nu e o piedică asta, nu te mai ascunde după paravanul, sunt orfan. Nu te mai ascunde după acest paravan, n-am șanse, n-am posibilități, nu mă încurajează părinții, nu mă încurajează frații. Păi da, îmbătrânești și nu vei face nimic dacă e după încurajarea fraților și a părinților și a neamurilor, că asta nu vine niciodată. Mai ales de la părinți care nu înțeleg identitatea spirituală a ta, tu nu vei avea încurajare niciodată, de aceea nu e un motiv ăsta. N-am lucrat că n-am fost încurajat. Nu. Eu n-am fost încurajat niciodată și am lucrat și am mers înainte și Dumnezeu mi-a dat biruință. Care este chemarea ta spirituală? Și acum dacă am înțeles chemarea, începe slujirea. Și aici vă rog să fiți foarte atenți. Filozofia de viață și slujirea lui Ioan Botezător.
Auziți, frați și surori, studiind personajul acesta, adorabil, am descoperit câteva lucruri pe care nu le mai văd la amvon, nu le mai văd la orgă, nu le mai văd în adunări, nu le mai văd la chitară, nu le mai văd, cu atât mai puțin la alte instrumente. Și zice, mă, l-aș alege pe Ioan Botezătorul în comitet. L-aș alege ca păstor, dar nu-i în trend. Nu-i în trend. E demodat? Serios? Nu, nu-i în trend. Frate Ioan, schimbă ceva. Onorează-ne când te prezinți în public. Să dăm bine, să avem o imagine bună, da? Și Domnul Iisus Hristos atacă și spune, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Uitați-vă la el. Mănâncă lăcuste și surogat de miere, miere sălbatică. Da? Zice, uite-te, îl bate vântul, bea apă când apucă. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care sunt îmbrăcați în haine moi sunt în casele împăraților. Nu-i în trend. Domni și Doamne, blestematul acesta de trend ne omoară pe noi și copiii noștri. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Avem haine ca ei, ne îmbrăcăm ca ei, ne tundem ca ei, ne cosmetizăm ca ei. Unde-i diferența? Unde-i schimbarea? Unde e specificul acela al Bisericii lui Iisus Hristos? Apropo, ce ați ieșit să vedeți? Ce așteptări aveți dumneavoastră de la Betleem? Să fie o altă biserică ce ne predică și ne adoarme și ne ducem și zicem, da, suntem membri într-o biserică? O, nu! Îmi doresc la Betleem orice slujitor al altarului care se ridică la amvon, Duhul Sfânt să-l transforme într-un proroc al lui Dumnezeu. Amin? Și Duhul Sfânt să preia lucrarea. Îmi doresc la Betleem. Ce ați ieșit să vedeți la Betleem? Să vedeți cântăreți profesioniști? Ați greșit locul. Ai noștri ne dorim să fie și sunt profesioniști, dar ne dorim cântăreți care să cânte în ungerea Duhului Sfânt. Știți ce mi-a zis cineva? Zice, aș veni la voi, dar la cântările voastre nu prea pot să mă bâții, să mă mișc, să mă... Ce ați venit? Ce ați crezut că biserica e discotecă? Îți zice, acum, săptămâna asta, iarăși am avut o discuție, au zis, mă, am venit de câteva ori la voi, dar nu, când începe rugăciunea, ce v-ați aștepta să fie într-o biserică? Să se strige haiuta? Sau ce să se strige într-o biserică? Într-o biserică sunt păcătoși care plâng înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Ce așteptări aveți de la Betleem? Dumneavoastră care ați venit membri noi, dumneavoastră care sunteți în așteptare, dumneavoastră care v-ați manifestat intenția de a fi membri, ce așteptări aveți de la Betleem? Nu vă putem promite că vă garantăm trendul actual al vremii. Acolo se poate, da, acolo e trend. Nu vă putem garanta cele mai strălucite predici. Nu vă putem garanta cele mai strălucite formații muzicale. O, nu! Nu vă putem garanta lux de ultimă generație. Nu! Cel mult un loc de parcare. Asta vă putem garanta. Că avem 160 de locuri și vom mai face 100 vis-a-vis. Pentru asta oare să alegem o biserică? Câți dintre noi ne alegem biserica după criterii duhovnicești? Și spune Domnul Iisus Hristos aici câteva criterii. Care e filozofia ta de viață, Ioan? Și a zis, eu n-am venit să fiu un trendul nimănui. Frate, i-a zis unui predicator, ești cam exigent. Ești cam exigent, zice. Am văzut oameni care plâng în timp ce predici. Da, zice el. Rolul păstorului și a predicatorului este să hrănească oile, nu să distreze caprele. Câtă dreptate avea! Ce așteptări aveți de la Betleem? Vreau să vă promitem și mă voi lupta și voi sta înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și post.
că aici sunteți în siguranță din punct de vedere al predicării Evangheliei curate, amin? Din punct de vedere al cântării sub ungerea Duhului Sfânt, al decenței și al fricii de Domnul. Vreau să se știe despre biserica noastră, îmi doresc lucrul acesta, că suntem niște oameni serioși și simpli, chiar dacă nu suntem la modă. Ei, acum cu bisericuță așa nouă, putem chiar să zicem că nu suntem la modă. Și a zis așa Ioan, filozofia mea de lucrare este asta. Și a zis, unde te duci să mănânci? Păi zice, la burger, nu știu unde. A, nu. Restaurant. Lasă 7 milioane pe aceeași mâncare pe care poți da 45 de lei. Plătește brandurile altora. Și a zis, nu vii cu noi la restaurant? Nu. Eu diseară am pregătit 7 lăcuste jumate. Asta e cina mea. Dar măcar mă, micul dejun mâine dimineață să le iei. Breakfastul să-l luăm împreună. Nu, 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 zice, am niște vieți pe acolo. Nu era miere originală, că nu era din stup. Era făcute de niște albine sălbatice. Le dădea deoparte cu ochii umflați. El totdeauna mânca cu ochii vineți. Că ăia te înțeapă când le iei mierea. Și zice, rămâneți voi cu restaurantele voastre și cu moda voastră și cu fițele voastre. Eu rămân lângă Dumnezeu. Și a rămas acolo în pustie. Nu schimb cămașa, nu. Avea o haină din păr de cămilă. Știți cât e de aspră? Foarte aspră, părul de cămilă e aspru. La mijloc era încins cu un brâu de curea, semn al înfrânării, al autocontrolului. Nu se mai poartă astăzi asta. Se întâlnesc surorile, numai de roboți de bucătărie vorbesc. Se întâlnesc bărbații numai de mașini și de softări și de, și de construcții vorbesc. Ne dorim astăzi oameni ca Ioan Botezătorul care să vorbească cu Sfinții lui Dumnezeu și să stea în rugăciune. Când oamenii ăștia se ridică la amvon, coboară cerul în adunare. O, Doamne, ridică astfel de oameni plini de Duhul Sfânt, asta ne dorim. Avem lux astăzi. Avem lux. Avem camere video, avem sunerie la poartă. Știți ce înseamnă lux în limba latină? Lumină, luce. Avem lux. Dar e doar o amăgire că nu mai avem lumină. Avem case mari. Dar dormim în camere separate. Dar nu mai vine nimeni la noi, nu mai suntem primitori de oaspeți. La ce ne folosește, dragilor? Cum spunea fratele Vasile Hozan, vine o boală, vine un cancer, vine... Ți-e scârbă de tot ce ai făcut acolo, ce ai investit. De ce? Pentru că a fi bine cu Dumnezeu e prioritatea numărul unu. Se plimbau pe la demisolul Vaticanului, papa, cu cardinalii lui... Și unul dintre ei a zis, preasfinția ta, un nume groaznic să-i dai unui om, preasfânt, preafericit, preanalt, măi oameni buni, asta este blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Numai El e preanalt. Noi suntem niște viermișori plini de harul lui Dumnezeu, niște bulgări de pământ, așa cum era predica din casa olarului. Și zice, vezi, părinte, erau acolo lingourile de aur. Că toate drumurile au mers la Roma pline. Toate carele pline. Și zice, părinte, nu mai putem să spunem argint și aur n-avem. Și-și umflă așa cardinalul plămânii. Și probabil că a fost un papă cu un gram de conștiință. Și zice, da, fiule, e adevărat. Nu mai putem spune că avem. Avem aur cât toată lumea. Vaticanul are 0,44 de kilometri pătrați, cel mai mic și cel mai bogat stat din lume. Și a zis, dar nu mai putem să zicem nici în numele lui Iisus, ridică-ți patul și umblă.
Adu-ți aminte când aveai dacia aia și dădeai cu mâna geamul în sus și în jos. Eu mi-aduc aminte și aveam într-o cârpă pus acolo două linguri de sare și dădeam cu cârpa pe parbriz și iar se punea promoroacă și iar dădeam și iar se punea. Avem astăzi bolizi și climă, sateliți individuali pe fiecare roată, 400 de cai sub capotă. Întrebare, când ai dus ultima dată un sfânt cu mașina aia? Când a fost ultimul kilometru făcut în numele Domnului cu mașina aia? Dă-mi voie să-ți spun că nu e binecuvântare, e blestemul tău din ziua judecății. Frate Ioan, dar cum poți să gândești așa astăzi când toți parcă au luat o razna? O, zice, simplu. Totul pleacă de la concepția despre lume și viață. De la filozofia despre cum te raportezi la slujire. Mi-a zis cineva, un prieten drag mie, și a zis, frate, zice, nu te temi când predici, accentuezi unele lucruri, că la următoarele alegeri nu vei mai fi votat. Am zis, nu-mi face Domnul mie lucrul ăsta. De dragul adevărului. Și am zis, dă-mi voie să spun că nu toți gândesc mârșav ca tine. Cei mai mulți sunt oameni serioși. Și ei rezonează cu adevărul decât cu minciuna și cu compromisul. Și dacă nu mă votează, ce? Eu zic lui Wesley, tot atâta te dai mare predicator. Unde e parohia ta? Parohia mea e lumea întreagă. Toate parcurile din Londra sunt parohia mea. Toate străzile sunt parohia mea. Cum poți să gândești așa? Păi zice, uite care e treaba. Primul meu principiu este acesta. Eu să mă smeresc și el să se înalțe. Eu să mă fac mic, mic, mic. Am dus, mi-am pus microfonul, m-am plecat pe genunchi, până la pământ am zis, Doamne, mă ridic în numele Tău, Tu să strălucești, Tu, luminătorul, luceafărul strălucitor de dimineață, și eu să mă fac mic, mic, mic. Vrem să fim mari și puternici și impunători prin forță, specific oamenilor cu capul gol, cu mintea goală. Eu să mă smeresc, el să se înalțe. O, zice, pare interesant. Și altceva, altceva, când e vorba despre el, despre unsul lui Dumnezeu, eu nu sunt vrednic să-i duc, să-i dezleg încălțămintea. Știi ce înseamnă asta? Să mă trag de șireturi cu el. El e Fiul lui Dumnezeu și eu sunt pulbere. Când te raportezi așa la slujire, devii microfonul lui Dumnezeu pentru generația ta, devii vocea lui Dumnezeu care vorbește în plinătatea Duhului Sfânt. Și zice, începe să ne placă filozofia ta. E atât de curată, îți strălucește ochii când ne-o împărtășești. Zice Ioan, mă bucur, dragii mei ucenici, când e vorba despre el, cel care vine după mine, haideți să vă spun cum îl văd. El este mai mare ca mine. El este înainte de mine. E mult mai mare. El, eu vă botez spre pocăință, dar rețineți, ancorați-vă în El, când vine El, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El, nu eu. Veniți de multe ori la noi cu problemele dumneavoastră și bine faceți că veniți, că ăsta e rolul nostru. Să luăm problemele dumneavoastră, să le punem în mâna lui Dumnezeu, să luăm un răspuns și o încurajare de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și dar de cunoștință și să vă aducem o rază de speranță. Veniți la noi, dar noi nu putem face nimic. Cel care face e El. Aleluia, e mai mare decât noi. Era cântarea, Domnul e mult mai mare decât problema ta. Orice munte, oricât de mare, se apleacă în fața așa. De ce? Că vine Domnul. Când glasul Domnului răsună, pământul se topește de groază. Glasul Domnului face cerboaica să nască. Zice, intră în travaliu. Și-a născut cerboaica din munți.
Și zice, frate Ioan, mai spune-ne, asta predici tu? Da, zice, uite, predica de duminica viitoare asta. El își are lopata în mână și își va curăța cu desăvârșire aria el. Vin oameni falimentari de multe ori cu probleme. Eu n-am voie să le zic altceva decât dacă te ești serios și te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Nu eu sunt cu judecata, dragilor. El face, el își va curăți cu desăvârșirea aia în scurtă vreme. Neghina va fi aruncată în foc, grâul va fi depozitat în grânar și începe împărăția lui Dumnezeu. Dar el face asta, nu noi. Noi suntem doar niște administratori ai harului lui Dumnezeu. Noi suntem niște robi netrebnici. Noi suntem ispravnici. Credincioși sau necredincioși. El este... Au zis, nu cumva ești tu Mesia? Oh, nu! Frate, ce bine ai predicat! Nu! El, Domnul prin Duhul Sfânt, Domnul nu eu, are Dionisie Giuchici, și acum e clar că cunosc poeții pentru că iubesc poezia, are o carte de poezii și știți că fiecare autor își pune pe carte un mesaj care se reprezinte și zice, Domnul, virgulă, nu eu. Domnul, El mi-a dat poeziile, Lui dedic cartea, Lui închin, Domnul, nu eu. Vai, fată, ce frumoasă ești, ce bine îți stă, te-ai tuns. Da, prin harul Domnului, El mi-a dat frumusețea. Vai, puiuțul lui mama, ai luat premiul întâi la... Da, Domnul m-a ajutat, nu, Domnul mi-a dat biruință. Dragilor, dacă avem filozofia asta de viață, vom ajunge să contăm considerabil în economia lui Dumnezeu altfel. Vom fi considerați rebuturi? Vom fi măturați pe fărașul lui Dumnezeu? Și aruncați în focul care nu se stinge niciodată, împreună cu pleava și neghina. Nu se uită Dumnezeu în moment, în ziua aceea va fi fără milă. Astăzi este cu milă, atunci va fi fără milă. Dacă suntem aroganți și vrem să ne arătăm noi și vrem să pozăm noi și vrem să avem noi vizualizări și cerșim like-urile și ne băgăm în față și să ne arătăm cât de slăbănoci suntem și cât de stângaci suntem, că nici măcar nu știm să ne facem reclamă, ne facem de minune. Să rămână toată reclama la Betlehem, numai a Lui, amin? Numai a Lui Dumnezeu, a Domnului să fie toată slava de la Betlehem, amin? Slăvit să fie Domnul pentru asta. Adevărul și numai adevărul, asta e filozofia mea de viață. Da, frate Ioan, și dacă asta înseamnă pușcărie, nu. Doar. Ci și dacă asta înseamnă moarte. L-a trimis pe călău ăla, zice că s-a dus unul dintre soldați, unul a fost suficient. La un slăbănog, o trestie clătinată de vânt. Când s-a îmbrâncit un pic, el abia stătea în picioare, nemâncat. Arest preventiv, va aștepta condamnarea. S-a dus ăla, l-a împins un pic, imediat l-a decapitat, ia capul. Vă recomand când vă duceți acasă, am scris în urmă cu vreo 2 ani de zile, marcat, plângând am scris articolul acela. Pe onisimbotezatul.blog îl găsiți, am zis, poftă bună, doamna Irodiada, poftă bună. Imaginați-vă scena aceasta sadică, Irodiada era nevasta lui Filip. Filip era frate cu Irod. Rețineți, e Irod Antipa. Primul Irod, e Irod care a fost Irod cel Mare, care a omorât copiii când Domnul Iisus era mic. Ne aflăm la 30 de ani distanță, era băiatul lui Irod, adică Irod Antipa. Iar când celălalt Irod care moare mâncat de viermi, când noi a dat slavă lui Dumnezeu, este Irod Agripa, apare în Faptele Apostolilor. Să faceți diferența între ei. Și când femeia aceasta, Irodiada, o scorpie de femeie care urmărea numai binele ei, numai faima ei, a văzut că fratele lui Filip, că fratele bărbatului, adică cumnatul, e mult mai influent, e mult mai puternic și atât a insistat asupra lui până când a divorțat de nevasta lui, ea la rândul ei a divorțat de fratesul și se cuplează cu ăsta. Acum ei erau acolo la ospăț și zice, da, spune-i să aducă capul lui Ioan Botezătorul. Acum imaginați-vă, numai dacă ești diavol, poți să ai satisfacție, să ai în fața ta ciorba și pe o farfurie în fața ta un cap cu o barbă plină de sânge, năcleată în sânge, cu niște plete, cu ochii dați peste cap, cu limba scoasă afară și să continui să mănânci.
Mulți dintre noi mâncăm pe cadavrele altora și pe nefericirea altora și pe jignirea și calomnia altora. Citiți articolul ăsta. Poftă bună, doamna Irodiada. Poftă bună. Îs buni micii. Îs buni micii cu bârfă. Merge bine. Am renunțat la berea de lângă mici, dar am luat bârfa și am pus-o lângă mici. Cu ce suntem mai buni? Cu nimic. Ci cu mult mai nemernici. Pentru că am cunoscut adevărul. Iar pretențiile lui Dumnezeu sunt mai mari de la noi. De la cerșetor până la împărat adevărul. Eu nu mă uit la fața omului. Da, mă, dar-i doamna Irodiada. Cine? Prea curva Irodiada. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta lui frate tu? Erau pasibili de pedeapsa cu moarte amândoi, conform legii mozaice. Dar își permiteau, domnule, luxul de a face orice. Aceeași monedă. Noi nu ne uităm la fața omului. Nu vă gândiți că sunteți mai puțin privilegiați că ați venit mai devreme la biserică și că ceilalți membri sunt mai de demult la biserică? Dacă se dovedește a fi nevrednic, va fi sancționat disciplinar. Nu ne uităm la față, nu ne uităm la culoarea ochilor, ne uităm la frica de Domnul și la caracter. Amin? Așa că vă e în avantaj și vă simțiți în siguranță dumneavoastră și copiii dumneavoastră la biserică? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în final, nu m-am gândit că durează atâta. Părerea lui Dumnezeu despre Ioan, și asta vă zic, îi considerați o concluzie. Ne interesează părerile oamenilor. Bă, ce zici, bă, cum a ieșit predica? Bine. Bă, cum a ieșit cântarea? Extraordinar. Doamne, cum a ieșit? Groaznic. Auziți ce zice laodicenii? Ce ziceau laodicenii? 3:14 Apocalipsa. Sunt bogat, m-am îmbogățit, m-am mutat la casă nouă, mi-am luat mașină nouă. Bă, ce zici? Îi merge bine, e binecuvântat. Tot ceea ce numim noi, aproape tot ce numim noi astăzi binecuvântare, s-ar putea să fie blestem dacă nu-i gestionată bine. Și auziți aici. Și vine Dumnezeu și zice, vreți și părerea mea? Dacă se poate, hai și a ta. Ești nenorocit. Ne-am crezut că ai noroc. Nu, logad, nenorocit. Sărac, orb și gol. De departe se vede goliciunea din mintea ta. Și apoi vine cu sugestia. Pentru că zici despre tine, pentru că alții zic, dar Iisus ce zice? Și au zis ce zice Iisus. Haideți să vă spun eu acum despre Ioan. El este mai mult decât un proroc. El este Ilie care trebuia să vină. El este înainte mergătorul Domnului, cel profețit de Isaia. Iată glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice munte al mândriei să fie coborât, orice vale a complexelor intelectuale să fie ridicată, că vine împăratul slavei. Vine Iisus spre cetatea cea sfântă, și ca să vină Iisus la Betleem, mândria trebuie coborâtă, smerenia sau umilința trebuie ridicată, renunțați la complexe. Când vine Iisus, El mântuiește pe toți. Amin? Slăvit să fie Domnul! El este acela, auziți ce mai face El? El este Cel care pune capăt legii și prorocilor. Frați adventiști, nu ne mai terorizați cu legea. N-au putut oamenii 2-4 mii de ani să o împlinească. De-aia a venit Hristos, că eram incapabili să o împlinim. Până la Ioan, gata, s-a terminat cu legea, până la Ioan și cu prorocia Vechiului Testament. A început profeția Noului Testament, pentru că a venit Mesia, a venit El unsul lui Dumnezeu. Cel mai mare om născut din femeie. Lumina purității lui strălucește atât de tare încât Ion Antipa zice, încât Irod Antipa zice în 14:2, cine este mai? Are coșmaruri. Îl bântuie sclipirea lui sinceră din priviri și după moarte. Cred că Ioan Botezătorul, negreșit, a înviat din morți. Ce bine să te asemene cineva cu sfinții. Ce bine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să cântăm împreună cu grupul. Haideți să ne închinăm Domnului cu această cântare. Moare ca martir. Știți cum e cu profeții? Când primești un mesaj, ai două variante. Fie te conformezi și te pocăiești, fie omori mesagerul.
nedoamna asta Irodiada a preferat mai degrabă să omoare mesagerul, în loc să se pocăiască de prea curviile ei și să se întoarcă la Domnul. Ce vei face tu azi? Te duci acasă? Haideți să ne închinăm prin cântarea asta. Aleluia! Prin tine, prin predica ta se aude vocea Lui. Prin cântarea ta se aude vocea Lui. Este vocea care îți dă siguranță, chiar dacă e aspră uneori. Chiar dacă nu ne convine. Și în pulbere îl întâlnim. În mândrie nu se depărtează, stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și ridică. Răspunde, Doamne, prin Duhul Sfânt fiecăruia în parte și îți mulțumim că ai răspuns multora dintre noi. Multe voci sunt în lume, dar a Lui e unică. E vocea păstorului, vocea blândului păstor, îți aduce har și te ridică. Aleluia! Este vocea care îmi dă siguranță. Cea mai mare siguranță. Ascultă vocea Domnului în interiorul tău, în mintea ta, îți vorbește Dumnezeu. Îți vorbește prin predică, prin proroc, prin cântare. Ajută-mă, Doamne, să nu mai ignor niciodată. Vocea Lui e oricum tare și puternic. E cea mai puternică voce din univers. Când El vorbește, pământul se cutremură, se oprește marea la porunca Lui, se vindecă și cancerul la porunca Lui. Sunt eliberați de droguri tinerii și bătrânii, de drogurile bârfei și al invidiei și al nemulțumirii și al neiertării. Astea sunt mai periculoase droguri. Lasă vocea lui Dumnezeu să-ți vorbească. Aleluia! Frați și surori, Dumnezeu e acolo unde e smerenie, unde e smerire, unde e umilință, unde e recunoașterea suveranității Lui. N-ați vrea să ne apropiem de Domnul în dimineața aceasta într-un mod diferit? N-ați vrea să-i spunem, Doamne, îmi declar falimentul înaintea Ta. Intră în sfârșit în viața mea și fă ce vrei. Intră în casa mea și fă ce vrei. Am stat ca orbul de bât, am ținut de o idee a mea, nici măcar nu era principiu. Un principiu e universal valabil, un principiu este dovedit, un principiu are puterea argumentului, un principiu e sănătos. A fost o părere, o îngustime a minții. N-ați vrea să ne apropiem de Dumnezeu și să ne pocăim înaintea Lui? Eu să mă smeresc, zicea Ioan, și El să se înalțe. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, haide să stăm cu ochii noștri închiși. Dacă Dumnezeu te-a cercetat astăzi și ai înțeles că unde e mândrie n-are ce să caute, unde e orgoliu n-are ce să caute Domnul, haide să ne apropiem de Domnul cu toată inima să vină vremuri de înviorare.
Mă voi pleca pe genunchi înaintea Domnului în semn de smerenie, de smerire înaintea Lui. Dacă Dumnezeu te-a cercetat și vrei cu adevărat să intervină în viața ta, pleacă-te pe genunchi. Pleacă-ți genunchiul înaintea lui Dumnezeu în smerenie. Biserica Betleem se smerește. Nu e obligatoriu. Numai cei care doriți, voi mai face o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune a smeririi, o rugăciune a umilinței. Când poporul se va smeri, vine izbăvirea lui Dumnezeu. Este bubuit de bombe la granițele României. Numai așa putem să cerem îndurarea lui Dumnezeu prin smerenie și umilință. Biserica se smerește. Ne pocăim înaintea lui Iisus Hristos. Aleluia! E Domnul prezent în adunare. E aici. Ferice de cel care înțelege puterea smereniei. Renunță la orgoliu, renunță la mândrie, renunță la aroganță, n-ai cu ce să fii arogant. E Domnul în adunare, El să fie înălțat. Aleluia, aleluia, aleluia. Iisus, ce nume minunat. O, în prezența ta venim, Tată. Aleluia. Lasă iertare, Tată, în sângele mielului. În sângele mielului adu iertare. Înțelepciunea și credința de neclintit. Totul poți avea doar să vrei. Trebuie să vrei. Regea regilor. Regele regilor e aici. Ne smerim înaintea regelui, înaintea lui Iisus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Doamne Iisuse, Rege al regilor, Biserica Betleem este plecată în smerenie. Am înțeles că atunci vine Împăratul Slavei, când versanții mândriei se coboară în pulbere. Ne smerim înaintea Ta, Doamne, și vrem îndurare peste Biserica Betleem. În smerenie, Doamne, și umilință Te rugăm, iartă vina poporului Tău. Doamne, de multe ori ne-am rugat într-un mod parcă ne-am certat, parcă am avut așa o atitudine nepotrivită. În momentele acestea Te rog pentru părinții disperați care nu mai știu ce să facă. Din postura unei biserici smerite Te rugăm, poruncește solului Tău să aducă eliberare, să aducă salvare, rupe legăturile demonice de peste casele noastre, Doamne. Am înțeles că rugăciunea făcută în smerenie deschide cerul. Doamne, deschide cerul peste Betleem în seara asta, în ziua aceasta, Doamne. Lasă putere și biruință.
Iartă-ne, Doamne, atitudinile arogante, iartă-ne mândria, iartă-ne trufia, Doamne. De multe ori ne-am crezut buricul pământului, ne pocăim înaintea Ta, noi ne smerim și Tu să Te înalți, Te înălțăm pe Tine, Domn al gloriei cerești, Te adorăm pe Tine că ești Mântuitorul nostru. Tu ești Dumnezeu, noi suntem oameni. Doamne, ai milă de slăbiciunile noastre. În smerenia aceasta sunt soții care recunosc că au fost nesupuse și au răspuns obraznic bărbaților lor. În momentele acestea de smerenie sunt bărbați care au confundat autoritatea cu autoritarismul și au fost violenți în casa lor. Lasă iertare în numele lui Iisus! Lasă iertare în numele lui Iisus! Aleluia! Biserica Betleem se smerește înaintea Ta. Ne cerem copii înapoi din ghearele păcatului. Ne cerem copii înapoi din ghearele lumii. Ne cerem părinții înapoi din mâna satanei. Ne cerem rudele, ne cerem mântuiții care au căzut de la credință. Adu-i înapoi, din smerenie Te rugăm, Tată, ia minte la rugăciunea noastră. Ajută-ne astăzi să punem o piatră de hotar între noi și lumea păcătoasă. Dă putere minții noastre, Doamne, dă putere credinței noastre, ajută-ne să ducem lupta până la capăt. Doamne, Îți mulțumim pentru sângele Domnului Iisus Hristos, care aduce iertare pentru toți și pentru orice nelegiuire. Pentru orice nelegiuire, Doamne, toți acei care s-au pocăit, sângele iertării să șteargă cu buretele iubirii orice derapaj, orice vorbă, orice faptă rușinii și să aduce înviorare. Miercuri vom avea cina Domnului, ne smerim înaintea Ta ca să ne învrednicești prin Domnul Iisus Hristos, să ne putem apropia fără teamă de trupul și sângele Domnului. Îți mulțumim că Te-ai prezentat la Betleem. Ne șade bine smerenia, ni se potrivește cel mai bine smerenia. Doamne, Îți mulțumim și cred în toată inima că Vei rămâne cu noi și în viețile noastre. Glorie și mărire Ție în veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile câteva momente. Frați și surori, Doamne și Domn, care ați ales să fiți împreună cu noi, pentru că vedem trendul actual, direcțiile actuale în care chiar și biserici de ale noastre o iau razna, apasă pe umerii noștri o responsabilitate foarte mare să vă păzim de lupi răpitori, să vă păzim de hoți, de tâlhari care intră pe alte uși și să lăsăm ușa deschisă să intre păstorul. El vine pe ușă. Și știți ce e interesant? Că oile cunosc glasul lui. De aceea mizez pe maturitatea dumneavoastră, pe discernământul fiecăruia în parte. Faceți diferența între prorocul adevărat și prorocul mincinos. Cereți de la Dumnezeu discernământ. Faceți diferența între predicatorul sincer și cel șmecher. Cereți înțelepciune de la Duhul Sfânt. Faceți diferența între cântarea duhovnicească și zbânțuiala lumească, drăcească. Faceți diferența. Nu vă lăsați ispitiți de ceea ce este peste garduri. La noi vrem să mergem cu Domnul. Ne-a ajutat atât de mult Domnul și nu vrem să-L dezamăgim deloc. Vrem să punem accentul pe sfințire, pe predicarea curată a cuvântului, pe rugăciune, pe lucrarea Duhului Sfânt, pe decență, în purtare, în închinare, în tot. Și pe viață îmbelșugată în ceea ce înseamnă evangelizarea altora. La 8.30, 20.30, în spatele primăriei, biserica este așteptată la această slujire în afara zidurilor. Miercuri avem cina Domnului. Peste o săptămână începe școala și după aceasta voi fi prins acolo și voi muta o mare parte a consilierii marțea de la 4 la 8 când, sau chiar 9 când termină corul.
Și miercurea vom lăsa probabil cazurile mai grele de la 6. Dar va fi și marțea și miercurea va fi consiliere. Vrem să vă venim cât mai aproape de dumneavoastră, cât mai aproape. Numai să nu vă sufocăm cu atâta iubire. Asta va fi de acolo. Vineri, cu ajutorul Domnului, voi călători spre Spania. Am acolo o tabără de tineret, o conferință de tineret, o conferință de familii. Rugați-vă să-mi dea Dumnezeu biruință. Voi fi în zona Tomeloso, ei știu cum se pronunță. După aia voi fi în Asturias, joi și vineri, sâmbătă și duminică. Ei știu programul. Eu numai în ultima perioadă văd că ajung după ce pleacă avionul. Dar rugați-vă să ajung eu înainte, că am înțeles că e un pic mai avantajos să ajung eu înainte. Vă iubim. Faptul că ați venit cu noi la închinare, pe noi ne onorează. Sunteți atât de mulți și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rugați-vă pentru noi, căutați să vă implicați. Cei care deja veniți de o perioadă de timp, de când am deschis biserica, și nu v-ați manifestat dorința de a fi membri, vă așteptăm. Vă așteptăm să vă luăm în evidență, să discutăm, să vă spunem principiile noastre de slujire și dacă vă convin și dacă vă plac, veniți la noi, dacă nu vă plac, lăsați-ne în pace. Faceți cum considerați. În Arad sunt 51 de biserici evanghelice. 51 de biserici evanghelice în municipiul Arad. Nu există niciun oraș în toată România, numai Londra are mai multe decât noi. Așa că vă iubim, iubiți-L pe Dumnezeu și sufletul dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze. Dragi suflete, Domnul să vă binecuvinteze. Urmează biserica să se elibereze. Nu uitați că miercuri, când avem cina Domnului, avem și colecta pentru săraci. Să nu uităm de ei. Pentru văduve, pentru săraci, pentru orfani, să venim pregătiți în direcția aceasta. Dacă cineva dintre dumneavoastră este cercetat într-un anume fel, să știți că mai avem 100 și bine de mii de euro datorie. Pentru cei care sunteți noi, acolo avem un stand, avem niște cărți pentru copii, avem niște tricouri, puteți să luați un suvenir, faceți o donație, se acceptă și în lei. Preferabil ar fi, dar se acceptă și în lei. Domnul să vă binecuvinteze. Vă îmbrățișăm, vă dorim o zi minunată și nu uitați, mai bine o bucată de pâine uscată și pace decât o casă plină de cărnuri și ceartă. Fiți ca Ioan Botezătorul, fiți vocea lui Dumnezeu în generația dumneavoastră. Am în vis, a venit ploaia necredinței într-un adevărat șuvoi, acoperind pietrele sfinte cu al păcatului noroi. Odată sfânt, te rog, ascultă durerea unui fiu.